Funcționarii din cadrul autorității publice locale din județul Olt și-ar fi însușit peste 300.000 de lei din casieria unității bani încasați de la cetățeni pentru plata taxelor și impozitelor locale. Polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat mai multe percheziții. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean din Olt au efectuat mai multe percheziții la sediul unei autorități publice locale din județ și la domiciliile unor funcționari din cadrul instituției respective într-un dosar în care se fac cercetări pentru delapidare. Aceștia și-ar fi însușit suma de 350.000 de lei din caseria unității bani încasați de la cetățeni pentru plata taxelor și impozitelor locale. În urma verificărilor, trei persoane vor fi conduse la audieri.